dragilor, astăzi să fac antrenament de umeri și triceps, așa că haideți să vedeți ce, la ce antrenament m-am gândit. Serii, atât de 5 repetări cu pauză, 15 secunde. Hai să-i dăm. Antrenamentul de umeri și triceps a fost puțin cam obosit, dar până la urmă l-am dus la capăt, l-am finalizat. Acum să vă spun de ce nu o să concurez în acest an. Am început să mă pregătesc în anul trecut, prin august, am început pregătirea, sfârșitul august, pentru Mister Olympia din Spania. Și na, cum știți, a venit pandemia, concursul s-a amânat și bun, asta nu m-am împiedicat să-mi continui pregătirea pentru că mai avem și europenele. Dar într-o zi când am avut revizia, am vorbit cu antrenorul și mi-a zis că n-am evoluez foarte bine, că totul e ok, dar el îmi recomandă să mai stau un an, să mă pregătesc în continuare, pentru că ținând cont și de faptul că toată treaba asta cu pandemia, nu se știe dacă concursul se va ține sau cum, care vor fi regulile, și să nu intru în etapa, în ultima fază de pregătire, de definire și de deshidratare, să zic așa, înainte de concurs, și să nu pot să merg în Spania sau să merg și să mă bag în carantină 14 zile, așa că am hotărât să mă stau încă un an de zile, să mă continui pregătirea pentru 2021, pentru Mister Olympia din Spania. La început am fost puțin dezamăgit, pentru că n-am doream foarte mult să concurez. N-am mai concurat din 2018 și 2019 am luat o pauză. Am încercat să mă pregătesc, să acumulez mai multă masă musculară, dar văzând că nu acumulez masă musculară, am început să o iau un pic razna cu alimentația și am început să mă îngraș și bun, a fost un dezastru pregătirea timp de 6-7 luni, după care am început pregătirea cu actualul meu antrenor, cu președintele Federației Profesioniste Culturii și Fitness, Emilio Martinez, și de atunci am început să evoluez, corpul meu
De la lună la lună s-au văzut modificări, am început să acumulez masă musculară, să elimin țesutul adipos și să fiu tot mai în formă pentru Mister Olympia. Dar, din păcate, cum a venit pandemia, concursul s-a amânat. Acum nu se concurez nici la europene și, bun, o să continui pregătirea pentru 2021. Acesta a fost ultimul episod din miniseria Călătoria, episodul cu numărul 10. Așa că urmărește-mă în continuare pe pagina mea de YouTube, pentru că în următoarele episoade o să-ți pregătesc câteva surprize cu care cu siguranță îți vor plăcea. Așa că urmărește-mă în continuare pe YouTube.